Având în vedere finalizarea la nivelul județului Timiș a concursului organizat în baza campaniei Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale, fii informat, alege inspirat, polițiștii biroului Siguranță Școlară din cadrul IPJ Timiș s-au aflat în rândurile elevilor câștigători din cadrul liceului teoretic Gătaia. Astfel, elevilor din clasa A8 a câștigătorii concursului, polițiștii le-au oferit diplome și cadouri special pregătite pentru ei, într-un gest de recunoștință pentru munca depusă și pentru a le transmite felicitări. Scopul acestei campanii îl reprezintă conștientizarea consecințelor asociate faptelor de violență școlară de către elevii de gimnaziu. Campania a demarat la data de 30 ianuarie cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale pentru Non-Violență în Școală, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerul Educației. Aceasta se derulează la nivel național, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în perioada ianuarie-iunie 2024, conform calendarului anului școlar pe pentru anul 2023-2024, vizând informarea elevilor cu privire la noțiuni din domeniul juridic, dar și a părinților, pentru identificarea comportamentelor de risc și a situațiilor vulnerabile la care pot fi expuși elevii, astfel încât fenomenul de victimizare a minorilor să fie semnificativ diminuat.